Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Tina și haideți să facem împreună ruladă aperitiv cu cremă de brânză și șuncă. Avem nevoie de următoarele ingrediente. Pentru foaia de ruladă, 5 albușuri, 5 gălbenușuri, 40 de ml de ulei, 90 de grame de făină și sare. Umplutura o puteți face după gustul vostru. Eu am folosit 400 de grame de cremă de brânză bine scursă, 200 de grame de șuncă de porc afumată, speliată subțire, piper măcinat și sare. Puteți să folosiți șuncă de pui sau de curcani, prosciutto, bacon sau somon. Pregătim mai întâi foaia de ruladă, așa că încălzim cuptorul. Peste albușuri punem un sfert de linguriță cu sare și le batem spuma. Bolul, dar și paletele mixerului trebuie să fie curate și degresate. Adăugăm gălbenușurile și amestecăm ușor cu o spatulă, cu mișcări de jos în sus, ca și cum am întoarce compoziția. Turnăm uleiul, cernăm făina și amestecăm ușor, tot cu spatula și tot cu mișcări de jos în sus, până la încorporarea completă, dar nu mai mult. Turnăm aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt ușor umezită, cu dimensiunile de 35x42 cm, îl întindem pe toată suprafața și nivelăm ușor deasupra și punem blatul în cuptorul încălzit la 175 de grade pentru 13-15 minute, cât foaia să se rumenească puțin, dar să nu fie uscată. O lăsăm să se răcească complet în tavă, fără să o rulăm. Pregătim umplutura. Peste crema de brânză bine scursă punem sare și piper măcinat și amestecăm bine. Mai puteți adăuga și ceapă verde, cubulețe de ardei sau roșii uscate. Punem crema de brânză peste foaia de ruladă rece și o întindem pe toată suprafața, lăsând pe una din laturile mai mari o margine de 2 cm neacoperită. Deasupra așezăm feliile de șuncă ușor suprapuse. Le puteți tăia în cubulețe și amesteca în crema de brânză. Rulăm încet rulada, cât mai strâns, spre marginea lăsată neacoperită de cremă, ajutându-ne de hârtia de copt. O îmbrăcăm în folie alimentară și o punem în frigider pentru minim 2 ore. Apoi o putem felia. Este o ruladă cu o foaie pufoasă și care se face foarte simplu și o umplutură cremoasă și consistentă potrivită pentru orice ocazie. Poate fi păstrată în frigider acoperită 1-2 zile. Sper să vă fie de folos, să o încercați și vă aștept să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Poftă bună, dragilor! Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube pentru a vedea ce se mai întâmplă în mica mea bucătărie și unde vă aștept comentariile, întrebările și sfaturile. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc o zi delicioasă și spor la bucătărie!